Salut! Sunt Artur Gureu, antreprenor și consultant născut în Moldova. Îți mulțumesc pentru interesul pentru podcastul mai departe. Aici voi avea invitați speciali care privesc mai departe și care fac lucruri care influențează comunitățile lor. 42% Doi, da, din nu. oameni nu vor să vaccineze. Eu cred că asta e foarte, foarte grav. Oamenii se tem. Dacă la și praful asta din biserică e, e sfânt, ce, cum poți pot să le explici Biserica... că virusul se transmite pe cale aeriană? Dacă vorbim de biserică, acolo este promovat că nu trebuie să-ți pui întrebări. Cine îți influențează modul în care tu gândești? Hop, ales-o mai Sandu. Președinte, gata, totul se rezolve. Toată lumea credea. Nu, nu e atât de simplu. Discutăm cu Pavel Novak, cofondator Sens Media, director tehnic la iTaxi. Discutăm despre presa online din Moldova și proiecte tech. Bine v-am găsit la o nouă ediție a podcastului Mai departe. Astăzi discutăm cu Pavel Novak, pe care eu îl cunosc de foarte, foarte mulți ani. Noi ne-am cunoscut când tu încă erai la Unimedia, după aia noi am lucrat împreună la proiectul TEDx Chișinău. Pentru cei care nu te cunosc, spune cine ești și cu ce te ocupi tu acum. Acum sunt... Salut! Acum sunt cofondator Sens Media și de un an sunt și director tehnic la iTaxi. Ce faceți M voi la Sens Media? Noi facem uh, produse uh, IT, aplicații web și aplicații mobile. Facem asta din 2014, de când eu am trecut din media. Eu am început în 2009 cu Unimedia până în 2014 și din, deja din 2014 m-am întors la profesia din facultate a, care e oficială și deja, bun, manager și facem produse IT. In, am încercat să cochetăm cu startup-uri, am încercat noi să facem câteva startup-uri, dar acum, ca și toată majoritatea domeniul IT din Moldova, suntem mai mult pe outsource. Paralel lucrăm și la proiecte de startup-uri acum revenim, deja un pic mai mături, un pic mai cu experiență și încercăm și acolo să facem ceva. Mm -hmm. O să te întreb mai întâi despre cum ai ajuns tu la Unimedia și cum a fost experiența asta pentru tine? Ce te-a învățat? Ce bază ți-a pus? Da, pentru mine a fost o perioadă foarte interesantă din viață și pentru, cred că foarte important. Eu eram atunci a anul doi la facultate trebuia să mergem vara 2009 după ce s-a început după ce au fost toate evenimentele eu cu politica o căhetam din din mic copil noi cu tata urmăream toate știrile și comentam știam ce și cum merge la nivel doar de comentarii da, sau no, inclusiv care comentarii, nu 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 eram implicați noi eram din de, de domeniul ăsta deci aveai o da. da opinii dintr-o parte în care comentatorii mm -hmm. de la televizor Uh, și trebuia să mergem să facem practica de la facultate, uh, dar în același timp eu uh, din facultate mă vedeam mare regizor. Asta era visul, eu trebuia să ajung să primesc o Oscar, filmam filme atunci și uh, știam că Unimedia caut, uh, am văzut că Unimedia caut uh, uh, operator video, dar și căutau și uh, programatori. Și am mers la interviu ca programator, dar în timpul interviului deja am spus că da, da, ok, dar nu ne trebuie și operator video. N-ai vrea să încerci? Eu. Sigur că da, undeva mm. eu tot pentru asta mergeam. Și atunci mi-a dat camera în mână, Vasile Găluș, că țin minte, cu... el mi-a făcut interviul, am mers, am făcut primul, am filmat un interviu, l-am montat repede și am spus că ok, bun, mâine dimineața la ora 9 pe București la sediul pld este conferință de presă, merge și trebuie mm -hmm. filmat. Și atât de atunci s-a început. Și a fost pentru, pentru mine a fost foarte interesant toată perioada asta, mai ales anul 2009, 1 iulie 2009 a fost când era campania electorală până în 29 iulie. Asta a fost, iulie, da, asta a fost început. după evenimentele din aprilie și înainte da, de da. noile alegeri. Da, da, da. Și toată perioada aceea a fost super interesantă pentru mine. Eu, anul 2 de facultate, tânăr, eram Parcursul următorilor ani am fost în punctul, centru tuturor evenimentelor. Asta am fost prezent chiar ca jurnalist, dar am fost tot cam tot ce s-a întâmplat în țară. Um, și făceam noi atunci, pentru mine, ce a fost super interesant și partea ce a făcut New Media, noi am construit, noi am fost primii partea asta din New Media, de site-uri. Le voi așa și să nume compania, din câte se minte, nu? Da, ideea că noi atunci am făcut ceea ce acum toți le spare ceva ok, să mergi cu o cameră, jurnaliștii să fie one-man show în care merge cu camera, el montează, el face, toți sunt vloggeri. Mm -hmm. Noi atunci o făceam, doar că nu știam că asta se cheamă asta. Noi, pe asta noi și-am ridicat, ne-am ridicat și-am fost. În cazul toată presa de știrile la ora seară, la ora 8 seara trebuia să te uiți la știri. Noi mergeam cu o cameră mică, cât palma era, doar că avea de card ceea ce îmi permitea că 30 de minute a durat conferința de presă, am scos cartul, mm -hmm. l-am pus în laptop, timp de 15 minute, 20 de minute am tăiat cele mai importante declarații, le-am încărcat pe YouTube sau la noi pe server și repede lărgam peste drum la PL, la PL, că avea o, cu următoarea conferință de presă, dar deja informația era pe site, deja știrile se făceau în spate și noi așa timp de jumătate de zi toate știrile erau aproape în timp real uh, transmis. Mm -hmm. Ceici, ce, da, toți cumva la început să rădeau de noi televiziunile, că mergeam cu o cameră mică, că asta nu e jurnalism, că noi nu facem știri normale, dar pentru populație, pentru, pentru toți oamenii, asta e ceea ce trebuia să fie. Mm -hmm. Știri pentru rapide ei eram. știri rapide, informații, și mai ales că în editate, mm -hmm. noi tăiam câteva minute, nu încercam să punem doar 20 secunde în declarații, noi puneam declarații mai mari. Și. Așa am crescut, și pe asta și a crescut, de asta și a crescut presa și ulterior deja asta a devenit o normă, în câțiva ani deja toată lumea a crescut și deja asta a mers. Dar Toată interacțiunea asta cu foarte mult, pentru mine am cunoscut cu foarte mulți oameni, cu ajutorul unii media, chiar și cu tine. Noi atunci ne-am cunoscut că am ajuns în gașca aceasta, Twitter, atunci era, cu aceea s a început online-ul mm -hmm. în moldovenesc. Chiar dacă voi erați deja de câțiva ani blogovăți și toată comunitatea aceasta de oameni erați, eu atunci -am, am ajuns și eu, în, în, și eram și eu activ pe Twitter și pe social media în, la începuturi. În, și am făcut cunoștință cu foarte mulți oameni care pe parcurs și acum comunic. Și pentru mine a fost important network-ul și relații de oameni super faini, super deștepți, care până la urmă cam toți au plecat, acum sunt în spate, nu, nu mai sunt în frontline acum influențării deja sunt alții. Dar toată comunitatea cei de acum, ei sunt și, și tot așa au rămas. Ok, deci înțeleg că pentru tine e cumva cel mai valoros în, în această experiență a fost... E, network-ul, da, și accesul cumva niște cercuri care cumva erau considerate privilegiate, da, de genul, ia ca politicieni care e stare mari și da. toată lumea se uită, urmărește știrile seara și tu interacționez cu dânsul și să vezi destul de des și asta creează așa un fel de... Da, pentru mine atunci era ceva deosebit. Deci da, e o plăcere profesională care pe mine până când am ajuns la un moment când 2012, 2013, 2014, că deja și politica nu mai era atât de interesantă, deja cam uh, s-au schimbat și eu deja trebuia să văd, eu nu mă vedeam mari perspectivă în media. Mm -hmm. Deja trebuia să-mi văd viață din cauza că media așa, e tare fain în tinerețe, dar ulterior e puține locuri în care tu poți să-ți faci o carieră și nici nu mai vedeam eu o mare carieră în media. Abonați-vă la podcastul mai departe. Discutăm săptămânal cu oameni interesanți despre educație, cultură digital, tehnologie, inovație și creativitate. Noi câțiva ani în, în urmă am fost cu da, am fost implicați în dezvoltarea hackathonului Anti-Corruption. Hack Corruption. Hack corruption. Da. Uh, și tu și colegii tăi de la uh, Sens Media ați participat acolo și ați uh, propus uh, ideea uh, produsului Open Money și voi ați fost câștigători? Da, atunci? da, noi am câștigat și, uh -huh. am, fost, și am fost unici, am fost trei câștigători. Noi am creat uh -huh. și am creat chiar produsul, l-am lansat spune i um, pentru cei care nu cunosc uh, ce e asta open money, în ce constă uh, ideea și da, care este situația cu acest proiect la momentul actual. Da. În 2016 a fost uh, acel hackathon, hackerruption. Noi am mers cu echipa, mai mult ca un team building să mergem. Uh, în același timp uh, am ales un domeniu care nou ni s-a părut uh, interesant și din din problema din perspectiva de media, experiența noastră de media care am avut-o și cum a fost. Ideea e că cu Open Money noi am dorit să analizăm uh, toate bazele deschise care sunt de date și în primul rând două două baze de date care au fost deschise recent atunci și partea asta de um, Open a guvernului nostru se că merge și au fost două, au fost documentul, un set de date cu cine sunt fondatorii companiilor și a doilea set de date sunt lista de contracte a achizițiilor publice care au fost publicate. Și scopul nostru a fost să oferim un instrument pentru ca comunitățile, jurnaliștii, societatea civilă să poată mai ușor agrega și a lucra cu aceste date. Și scopul nostru noi să căutăm legăturile și noi conectând aceste seturi de date care erau atunci două disponibile, și noi am creat legături între contracte, companii, cine sunt fondatorii, între companii, care sunt legăturile, pentru a crea această rețea și pentru a găsi care sunt. Ca care să vizualizați datele. Da, pentru vizualizare și pentru interogare. Noi nu oferim și nici nu am oferit nici atunci nici acum 100% în calitatea datelor din cauza că noi depindem foarte mult de ceea ce livrează uh, statul dar și acolo sunt erori și în instrumentele oricum or, oricând sunt erori, dar este mult mai ușor decât să lucrezi iarăși la același document Excel care cu, uh, cu 200.000 de rânduri și când îl porneai în calculator trebuie să aștept 5 minute până el să pornească versus toate contractele care sunt erau despărțite în 20 de fișiere diferite și tu ca să faci legăturile este mult mai mult timp, decât aici tu poți cauți o companie, mm -hmm. schimbi complexitatea unui graf și tu vezi cum ea crește sau mm -hmm. mergi la o instituție. Uh, și atât timp de patru ani el uh, noi l-am susținut, a existat, uh, dar noi din păcate nu am, uh, am realizat atunci un uh, uh, instrument de importare a datelor automat cum ca să, să updateze. Deci să vă trebuie uh, să faceți de fiecare dată asta manual, dar, acum, da? dar nu, în uh, de câțiva ani a apărut în tender. -ul. <gânt> am tenderul care pentru eu cred că e una din cele mai faine chestii care sunt acum, acum a rămas deja de partea Statului să o utilizeze la maximul ei putere și chiar să o folosească mereu. A, a rezolvat foarte multe probleme la noi de conectarea de date și de prelucrarea sa automată, din cauza că mtendor are un API, ceea ce îmi permite ca noi să obținem datele într-o calitate mult mai bună, să nu avem probleme de conectare foarte mare și avem mult mai multe date. Și atât noi, în 2020, anul trecut, am, cu ajutorul iarăși la UNDP, care și prima dată ne-a finanțat, noi am creat OpenMine 2.0, în care noi l-am refăcut total. Ideea am păstrat-o aceeași, doar că deja informațiile despre tendere noi le obținem din cadrul Open Ceea ce nou ne-a deschis mult mai multe posibilități și atât la nivel tehnic cât și în calitate de datelor de date. Acum, recent, două săptămâni în urmă, am lansat încă un mini-instrument pe aceeași platformă, ceea ce noi, viitorul ăsta, îl vedem, că noi deja am construit partea principală este gata, datele noi le avem, deja este, noi lucrăm la instrumente de interpretare a lor pentru a fi mai ușor. Um, un um, instrument de analiză a pieții, Market Research Tool, în care oferim o căutare ușoară prin și puternică prin produsele unde s-au cumpărat de stat. Astfel poți să cauți orez și să vezi cu cât a cumpărat diferite instituții, care este prețul cu care a cumpărat orezul. Și poți să vezi de la, că începe de la 6 lei pe kilogram până la 20 lei pe kilogram. Diferă deja, calitatea, diferă caracteristicile, dar deja tu poți să ai o listă și să mergi pe fiecare și să vezi. Sau că e vorba de automobile, sau uh -huh. că e vorba de produse alimentare, sau că e vorba de orice alt produs care, poate, care statul achiziționează. Tot în același, având deja datele, noi pe pagina companiilor o să oferim toate tenderile la care ei au participat sau care produse ei le-au vândut. În cazul dat, când o să mergem pe pagina unei companii, noi o să vedem doar informații despre fondatori și care este structura lor, dar și lista de contracte și lista de produse și prețurile cu care ei le-au oferit. În, așa cum e în România? În România ei sunt, un pic. Uh, ei încea, uh, au dacă să vorbim ego de România e un pic mai în no, asta nu ține de ego, asta de achiziții. ține de transparență despre un anumit business. Deci tu poți să vezi da. inclusiv și cifra de, de, afaceri. Cifra de afaceri este de la biroul de statistică noi și pe el va importa, dar noi vorbim concret de produsele vândute. Uh -huh. Din cauza că noi nu putem să spunem bă, cifra de afaceri, dar în relația lor cu statul sau cu alte companii care fac achiziții și asta e o chestie am tender că nu doar statul poate să facă achiziții pe M tender sau prin toate resursele lor. Pot fi și companiile private Astfel și companii private poate să treacă și să facă achizițiile sale cu ajutorul platformei uh -huh. tender creează tendere, pot să analizeze, apoi utilizând open money, poate să-și analizeze calitatea clienților lor sau cine mm -hmm. au câștigat și să caute anumite legături. De exemplu, dacă eu aș fi o, o corporație și aș trece toate vânzările pe, prin um, cu ajutorul să fie tendere prin am tender, ulterior eu, departamentul meu financiar sau auditul, ar putea să folosească să vadă cine sunt principalii furnizori ai noștri, mm -hmm. unde merg banii noștri, dar care este relația lor cine cu sunt, angajații noștri. Cine sunt beneficiarii. Cine sunt beneficiarii beneficiari finale și legătura lor. Și în cazul dat pot să apară chestii interesante pentru analiză. Și asta deci mai înțeleg că inclusiv presa ar fi unii din beneficiarii unei astfel de sistem, dar ca să facem o concluzie, Open Money de fapt aduce mai multe informații, mai multă transparență, pentru că de obicei acolo unde nu există transparență, există toate condițiile care, ca să se facă scheme, înțelegeri, mișmașuri, și șme mici șmecherii, cum la noi spunem. Și mici și mari. Aici deja depinde de bugetul instituției și depinde de produsele care se vând și cât se cumpără. Noi acum încă luptăm din cauză că în tenderul noi ne am ne integrat, doar că deja cum se folosește statul cu m tenderul și cât de bine el îl folosește dacă îl folosesc valoarea finală. Noi, de exemplu, problema cea mai mare care o avem acum, că nu se finalizează uh, procedura de achiziție pe m tender. Astfel sunt foarte multe tendere care au fost deschise, listă de oferte, doar că în platformă nu au fost pus final cine a câștigat și care este contractul și care sunt condițiile cu care a fost aplicat. Și noi automat, noi vedem toate ofertele, noi acum avem în sistem toate ofertele, avem oferta cu cel mai bun uh -huh. preț, dar noi nu știm care a fost finalul. Au fost semnat, nu au fost. Au câștigat ei sau nu au câștigat deci ei? Au fost descalificat? Eu înțeleg că acum este ca un fel de întrecere pe de-o parte, hai să spunem așa, voi, organizații media, organizații neguvernamentale încearcă să aducă cât mai mult multă transparență în procesul ăsta de achiziții. Pe de altă parte, dacă tot vorbim și avem un podcast despre inovații, cei care fac scheme și combinații inovează și ei. Și din câte vezi, la noi în Moldova ce este primit? Două chestii. Unu, își înregistrează companii pe rude, uh -huh. da? și chestia asta voi nu urmăriți. Și doi, și este foarte actual acum se vorbește foarte mult despre asta, offshore-uri. Și până la urmă, iată, tot am un spațiu media să discute cine e beneficiar la un anumit offshore. A fost Platon sau a fost Plahotniuc, Nu? Adică arată cu degetul unul la altul. Până la urmă, cât e de important ceea ce faceți voi dacă ei, până la urmă, oricum găsească anumite lacune de procedură și legislativă pentru ca să-și facă combinațiile lor? Noi vorbim acum de combinații complicate trebuie să fii foarte bun ca să ajungi să ajungi să-ți să faci atât de com complicat să ajungi să faci companii um, um, în offshore care să ascunzi cu bani și cu, cu juriști poți da. face asta foarte simplu. Dar um, și noi puteam să rezolvăm și asta doar că având date. Dacă noi am avea date și asta este și scopul. Noi acum am integrat doar aceste două seturi de date care deja se poate vedea astfel de proceduri sau astfel de situații doar că la nivel mai mic. De exemplu, pe, pe Open Money poți să intri pe pagina unei primării și să vezi care sunt companiile cu care a făcut contract și să vezi care sunt beneficiarii finale a companiilor cele. Mie, ca un jurnalist la Chișinău, aceasta nu mi-ar spune multe. Dar dacă aș fi cineva de local, din localitate, eu aș ști, aha, beneficiarul dat este cu primarului și în cazul dat ar putea să fie un conflict de interesă și ar putea să fie primul hint pentru a transmite cuiva din investigație, departamentul de investigație. Uitați-vă că aici poate să fie un conflict de interesă din informațiile care eu le știu, dar trebuie de verificat deja uh -huh. oficial și mai departe. Deja problema cu offshore-urile este deja că noi deja trecem de la de Republica Moldova și noi trebuie să integrăm bază de date de la stat, aceleași set, aceeași structură, doar din alte state. De exemplu, eu am făcut o investigație cu o companie IT din Moldova, care când am a uitat la beneficiarul care este fondator, m-a o companie din Marea Britanie. Adică știam că trebuie să fie moldoveni în, Moldova, în Căutat în Marea Britanie și-am găsit instrument sau baza de date publică și este companiile și cine sunt fondatorii, căutând acea companie a apărut care e cetățeanul Moldovan, care este fondator a companiei doar că este din Marea Britanie. Următorul pas în cazul dat, ar fi să integrăm și baza de date de companii din Marea Britanie și atunci noi o să putem să le conectăm, să ajungem uhum. și la beneficiarul final care este de acolo partea offshore e un pic mai complicat din cauza că uh, companiile în offshore sunt parte în două uh, părți sunt, uh, nu e o problemă să ai companii în, uh, într-o regiune offshore problema este ascunderea beneficiarilor final. Dacă ai o companie înregistrată în Cipru, dar tu anunți și îți faci public cine sunt beneficiarii, sunt fondatorii, tu atunci doar mm -hmm. beneficiezi de plusurile de taxare din Cipru și toată ecosistema dată și ieșirea la o piață mult mai largă scopul, iarăși mulți își creează companii în offshore pentru a ascunde cine sunt beneficiarii și pentru asta și, au fost, și există astfel de companii uh, și astfel de zone speciale în toată lumea, nu doar în Moldova, uh -huh. tot globul se folosește de ele pentru a ascunde cine sunt beneficiarii finali. Acolo e mai complicat. Și aici, iată, o soluție ar fi când a fost cea mare leak de date a companiilor offshore să se integreze în Problema Panama că nu papers da, Panama Papers. Problema lor că ei au lucrat, cei care au lucrat la investigarea lor, a fost un lucru manual, foarte mult lucru manual pentru a digitaliza toate documentele care ei le-au primit, uh -huh. care au documente scanate și tu trebuia să le introduci într-un formă în care calculatorul și algoritmul ar putea să le conecteze. Um, și ulterior deja se cauți anumite legături. Teoretic este posibil. Problema este uh -huh. în sursa de date. Noi încercăm în open money să integrăm totul ce este automatizat. Noi nu avem scopul și oameni și pentru a lucra și a introduce date manual. Asta creează probleme și asta nu înseamnă că trebuie să ai o... o, o, o Uno, asta nu, nu sub... neapărat, asta nu trebuie doar voi să da? faceți. Da, nu, nu, asta nu este în primul rând responsabilitatea voastră. Voi faceți asta pentru că vă este cumva interesant și pentru că aveți acest sentiment a, a dreptății. Dar când se da. întâmplă așa situații cu... Uh, Presa au făcut investigații și au povestit pe larg despre compania IT Bus System, SRL, care a câștigat contracte cu statul OHOHO, da? deci lumea a aflat despre chestia asta post factum, da? pentru că procesele no. nu erau uh, foarte transparente. Și atunci când s-a scris despre chestia asta, ca să se acopere urmile, compania a fost vândută unei companii din Austria, prin intermediul unei burse din Taiwan, deci s au făcut așa ca să se pierdă urma și instituțiile noastre, cu toate că noi avem o mulțime de instituții, nu reușesc să, în primul rând, nu le ajunge câteodată poate capacitatea, eu mă refer nu în capacitatea, posibilitatea, dar câteodată inclusiv capacitatea intelectuală să înțeleagă toate, cu... toate aceste combinații și câteodată lor li se dă inclusiv semn de că bă, nu investiga acolo prea tare. Abonați-vă la podcastul mai departe. Discutăm săptămânal cu oameni interesanți despre educație, cultură digital, tehnologie, inovație și creativitate. Conform sondajului pe care prezentat, uh, I -i, doi, da. l-a prezentat IMAS, 42% din oameni nu vor să se vaccineze. Eu cred că asta e foarte, foarte grav, și uite, tocmai um, ar putea fi implicate școlile, ca de jos în sus, inclusiv iată, să facă aceste dezbateri. Eu le consider extraordinare. În primul rând, am făcut și eu dezbateri și mi-au plăcut extraordinar, m-a ajutat, unul, să fac cercetare, ceea ce e foarte important. Deci exact. nu, trebuie, nu trebuie să iei lucrurile ca atare, trebuie să-ți pui întrebări și să cercetezi, să intri în esență. Doi, te ajută să-ți formulezi gândurile, argumentele, te ajută să nu fii emotiv sau biased cu privire la anumite momente, dar să te pui în locul interlocutorului sau în locul celuilalt grup și te mai ajută, foarte important, să găsești, de exemplu, un compromis. Când să știi, de exemplu, unde, ce tu poți să cedezi și care sunt pozițiile care nu sunt uh, innegociabile, da, sau care, mă rog, sunt niște valori la care tu nu ești uh, dispus să, renunț. De asta eu consider că exemplul pe care l-ai dat tu este foarte, foarte, foarte Eu nice. nu am, noi vorbim acum de 42% care au spus nu. Eu e o părere lor și eu accept și bine că eu au, eu doar nu, că nu eu sunt eu în totalitate ok aș vrea că să eu accept nu. pentru că e o chestie de siguranță națională. Dar, Faptul că sunt atât de mulți, prea mulți în Moldova care nu vor să se vaccineze, nu mă fac pe mine să mă simt în siguranță în propria mea țară. Și mai determină inclusiv Poate să mă toate din mare este în toată lumea. Dacă să nu așa, e atât de mare da, ca la noi. Dar, dar ideea e care? Eu aș vrea să cred că cei 42% din oameni au ajuns la această concluzie, făcând o analiză. Dacă dar nu e așa eu, dar asta e problema, că urmărind comentariile, urmărind ceea ce se întâmplă, care sunt argumentele lor pe toate canalele și pe toate astea, uh -huh. sunt evidente că, bun, au o problemă în structură, în argumentul lor, au o problemă de dovadă, au o problemă de concluzie, au o problemă sau vorbesc una, dar concluzie e complet alta, care nu are nimic. Dar nu e vorba de dovadă sau de probleme. concluzie, e vorba despre... despre <laughs> e vorba de credință, da? Și dacă asta la dâns și praful din e biserică e, e, e sfânt, ce, cum pot, pot să le explici Biserica, că virusul se transmite pe, pe cale aeriană. Da? Nu, în cazul dat, dacă vorbim de biserică, acolo este complet opusul dezbaterilor. E acolo este promovat că nu trebuie să-ți pui întrebări. Tu nu trebuie să spui. așa cum este scris, așa cum merge, așa cum a spus. Deci accept uh, un singur și punct și de vedere. Și, și... nu ai dreptul să o ai. Și -o asta e cumva până la urmă întrebarea și dorința mea e ca toată lumea să-și pună întrebări și să meargă. Uh -huh. Atât iarăși la ceea și educația financiară care trebuie de, în educa să fie din școala, cei din clasa 5 ar trebui să fie. Pe toate ce înseamnă un credit, cum, cum ce înseamnă salariile, ce înseamnă impozitul, cum asta meargă și ar fi trebuit să fie un curs o lecție pe săptămână în care să fie doar pe partea asta. Mult mai puțin microfinanțări o să avem, mult mai decizii mai multe. Și iarăși combina cu dezbatere, dar merită să iau creditul ăsta sau nu. Dar cum să analizezi eu în care bancă să merg să iau creditul? Dar care sunt oportunitățile de pe Care sunt riscurile? dar eu cred că inclusiv din faptul de neștiință și de necunoaștere oamenii să lasă de da. des și devin victimele la sistemele astea de microfinanțări în care scurc mult mai mulți bani de ei, poate să-și pierde chiar locuințele. Nu înțeleg ce asta daile dobândă anuală efectivă, care e cel mai important punct în comparație cu DAR. Noi, conform legislația, cum el trebuie să fie menționat peste tot? Asta, cum nu se respectă, asta e altă întrebare. Dar el este punctul întrebare că creditul în sine nu este un produs ca produs financiar, nu este rău. El este foarte bun și el a existat și el permite ca economia să se dezvolte, oamenii să se dezvolte și să crească. Pur și simplu trebuie să alegi la cine, cu cine te legi pentru următorii 5 ani, 2 uh -huh. ani, jumătate de ani și ai nevoie tu oare de creditul celălalt și banii cei uh -huh. pentru o, sau nu acum. Și, și atât aici, doar analiza, doar analizând și atunci poți fi. Și doar noi, pentru noi, nu putem să ne încredem pur și simplu orb în cineva care a spus un influencer, gata adevărat, absolut. Da, noi am discutat despre chestia asta și impactul și rolul influencerilor. Vreau să întreb dacă toți suntem la partea de COVID și uh -huh. situația cu pandemie și experiența ta în tehnologie uh, în ce măsură crezi că uh, utilizarea unor metode mai inovative sau unii anumite tehnologii ar fi putut duce la un management mai eficient al crizei și mă refer în mod special la două lucruri. Unu, că ceea ce nu s au făcut și e prea târziu, ca să vedem exact care sunt uh, regiunile care au uh, un spike, care au un fel de creștere mai mare de uh, infectări, pentru că asta ar fi putut duce poate nu la un lockdown total, dar lockdown regional și sunt foarte multe țări, națiuni care au făcut asta foarte eficient și uite acum noi suntem doar la etapa de bază și e vorba despre vaccinare și eu dacă cinstit sunt uh, destul de sceptic că se va administra acest proces corect, va fi bine planificat. Noi am auzit primarul general care invocă sistemul Jira, care este, de fapt, un software da? uh, pentru a administra acest proces. Tu ce știi despre asta și care este părerea ta? Iar aș, aș împărți în două etape. Prima etapă este monitorizarea și găsirea cazurilor și administrarea lor. Și în primul rând e rețeaua dintre oameni, chiar noi ce vorbim de un graf ăsta și legăturile dintre oameni cum au fost. Eu nu știu dacă ele există, dar eu nu cred, din cauza că sau există la nivel primar. Recent, trecând prin uh, uh, COVID, și uh, noi am interacționat cu sistemul. Uh, cu medicul familie, da? Da, am interacționat cu medicul familie și iarăși nu am folosit Jira. Jira e până la urmă e un instrument de, ca un forum de comunicare în care tu creezi anumite mesaje și tu poți să scrii comentarii și ele rămân. Mai o, comunicarea cu medicul a fost prin Viber este doar un instrument, nu contează principalul că el trebuie să fie comunicarea dată, că e Viber, că e Jira, că e Facebook, că e vorba de telefon, asta deja e un instrument de realizat, dar principalul că el a fost comunicare, au fost comunicare la distanță, ne-a transmis toate informațiile, în fiecare zi eram contactat, scris care este situația, monitorizarea, au fost foarte ok cu colaborarea cu medicul de familie. Dacă vorbim la nivel informațional, aceasta ar trebui să fie într-un sistem normal. ca toți Deci, nu trebuie să, să existe un, health, o, un sistem. Exemplu, da, central. există această procedură, dar este un sistem haotic. Nu există o standardizare exact. a procedurii care să fie scalabil, da. și care să poate să fie inclusiv monitorizat. Pavel, mersi tare mult pentru discuție. Mie mi-a fost interesant. Sper că și celor care ne-au ascultat le-a fost interesant. Uh, îi îndemnăm să lase comentarii sau întrebări uh, sub emisiunea noastră care apare și pe YouTube, în format audio, dar și pe platformele lor preferate de podcasting. Tu care folosești? Apple Podcast. Apple Podcast mai este Google Podcast, Spotify, mai multe. Uh, vă rog frumos să lăsați niște steluțe, că el o să ne ajute să promovăm podcastul și aplicațiile să le recomande la alți oameni care deschid probabil aceste aplicații pentru prima dată și nu știu ce e asta, deci ca să promovăm cultura podcastului și să le împărțiți mai departe. Chiar vreau să-i transmit salutările lui Diana Ivanov, ea probabil este cel mai, nu că fidel, dar cel mai fidel recomandă podcasturile mai departe și chiar îmi spune anumită lume, că mă uite, am aflat de, de, tine de la Diana Ivanov. Mersi, Diana. Aceasta a fost ediția de astăzi. Ne vedem săptămâna viitoare cu un nou invitat sau invitată. V-am Mulțumesc. Pa, pa.